hotelul de gheață de la Bâlea Lac ar putea fi inaugurat în ziua de Crăciun. Deocamdată, pentru că stratul de zăpadă este încă destul de subțire, muncitorii s-au axat doar pe extragerea din lacul Bâlea a blocurilor de gheață ce vor fi folosite la construcție. Fiecare cărămidă de gheață tăiată din lac are peste 40 de centimetri grosime și o lungime de aproximativ 1 metru. Pentru finalizarea hotelului de gheață din acest sezon vor fi folosite peste 2000 de asemenea bucăți, se arată într-un comunicat. Hotelul de gheață de la Bâlea Lac este un obiectiv unic de acest fel din Europa de Sud-Est. Potrivit wallstreet.ro, în cazul în care condițiile meteorologice vor fi favorabile acestei activități, adică temperaturi scăzute și ninsori abundente și nu se vor ivi situații excepționale, hotelul de gheață va fi gata pentru vizitare în ziua de Crăciun acestui an. Tot de atunci, urmând a fi disponibile și primele camere pentru cazarea turiștilor dornici de adrenalină și aventuroși.